Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi lucra din nou pentru doamnele începătoare. Vom face o cală. Va fi un model foarte ușor, un model care nu va necesita mult timp și pe care doamnele începătoare îl vor putea lucra cu ușurință. Pentru a lucra această floare vom avea nevoie de firul de macrame. Eu voi folosi firul de Scoția numărul 5, bumbac mercerizat, de culoare albă și culoare galbenă. Apoi vom avea nevoie de firul metalic subțire, de o altă bucată de fir metalic un pic mai gros, care va forma tulpina florii. Vom avea nevoie de foarfece, apoi vom avea nevoie, dacă dispuneți, de acest tip de bandă adezivă cu care putem îmbrăca piciorușul florii. Dacă nu, puteți utiliza foarte bine firul de culoare verde, firul cu care lucrați. Și nu în ultimul rând, croșetul. Eu voi lucra cu croșetul numărul 1, cu vechiul meu croșet. Deci, vom începe să lucrăm floarea propriu-zisă, partea centrală a florii. Voi face cercul magic, voi îndrepta camera în mod ca dumneavoastră să vedeți ceea ce lucrez și voi începe prin a lucra 3 ochiuri de lanț în cercul magic. Aceste 3 ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu. Deci voi face 1, 2, 3 și apoi voi continua. Lucrăm piciorușe duble, astfel că la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe duble. Avem 3 deja. Și cel de-al 12-lea picioruș dublu. Acum voi închide cercul magic și vom închide acest rând în cel de-al 3-lea ochi din primul picioruș și vom închide cu picioruș alunecat în felul acesta. Iar acum vom începe cel de-al 2-lea rând și vom lucra pentru început 2-3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, alte 2 ochiuri de lanț, apoi vom lua firul odată pe croșet și ne vom îndrepta către cel de-al 2-lea picioruș din rândul anterior. Vom lucra un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, apoi vom continua cu un alt picioruș dublu în următorul picioruș, 2 ochiuri de lanț,
un nou picioruș dublu, deci vom face din nou 12 piciorușe duble, de această dată divize de două ochiuri de lanț. Este un model foarte ușor, un model care, așa cum spuneam, este accesibil doamnelor începătoare și sunt sigură că îl veți putea lucra cu ușurință. Și apoi rezultatul final va fi foarte frumos, cu siguranță vă va plăcea, cu siguranță îl veți încerca. Vom continua lucrând piciorușe duble, deci în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și vom continua cu un nou picioruș dublu. Continuăm în felul acesta, aproape suntem la sfârșitul celui de-al doilea rând. Iar acum vom face din nou două ochiuri de lanț și vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș care am început acest rând. Și vom continua lucrând. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, urmat de alte trei ochiuri de lanț. Apoi mă voi deplasa în corespondența următorului picioruș dublu și voi face un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, și un nou picioruș dublu. Deci în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior vom lucra un picioruș dublu și vor fi separate piciorușele între ele de trei ochiuri de lanț. Veți vedea că este foarte ușor de lucrat și va avea un efect foarte frumos, pentru că este un model care nu se utilizează prea mult, deci nu cred că este tutorial în limba română, de aceea am hotărât să lucrez. Cel puțin eu una nu am văzut tutorial în limba română, de aceea cred că va fi binevenit. Deci nu uităm că între piciorușele duble vom face trei ochiuri de lanț. Sper că se vede ceea ce lucrez, pentru că, așa cum vă spuneam, stau și într-o poziție foarte incomodă și acum am ajuns la capătul rândului și vom închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș dublu de la începutul acestui rând. Acum voi lucra din nou un număr de 3 piciorușe, de 3 ochiuri de lanț. Așa.
care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi face alte două ochiuri de lanț și între aceste două piciorușe, în mijloc, unde sunt cele trei ochiuri de lanț, așa, voi face un nou picioruș dublu, în felul acesta. Două ochiuri de lanț în corespondența piciorușului din rândul anterior, voi face un nou picioruș, două ochiuri de lanț în mijloc între piciorușe, voi face un nou picioruș, două ochiuri de lanț în corespondența piciorușului, voi face un nou picioruș dublu, două ochiuri de lanț în mijloc, voi face un nou picioruș dublu, două ochiuri de lanț în corespondența piciorușului, face picioruș dublu, două ochiuri de lanț între piciorușele duble, voi face un picioruș dublu. Deci așa vom continua până la sfârșitul acestui rând. Felul acesta vom continua până când vom termina acest rând. Să lucrez cu lumina zilei, pentru că firul fiind foarte subțire se vede mai bine și reușesc să lucrez mult mai ușor. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum voi face aici ultimul picioruș dublu. De lanț și voi închide și acest rând în cel de-al treilea
ochi din corespondența primului picioruș dublu de la începutul acestui rând. Acum vom continua, vedeți cum se formează ca o rete. Vom face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi face alte trei ochiuri de lanț. În corespondența următorului picioruș, voi face un picioruș dublu. Și din nou, trei ochiuri de lanț. În corespondența următorului picioruș, voi face un picioruș dublu. Și astfel vom continua până la sfârșitul acestui rând. Nu este nevoie aici de acum să vă arăt întreg rândul, cum se lucrează, pentru că ați văzut deja în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, lucrăm un picioruș dublu, iar între piciorușe trei ochiuri de lanț. Deci vom continua în felul acesta și noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele trei ochiuri de lanț. Și vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu care am inițiat acest rând. Acum voi închide rândul cu fir alunecat. Și ce vom face în continuare? Vom lua firul metalic. După cum vedeți, eu folosesc un fir foarte subțire. Îl voi aplica aici, în spate, pe spatele lucrului. Voi lăsa o anumită porțiune liberă și apoi voi începe să lucrez piciorușe scurte și în același timp voi îmbrăca și firul metalic. Sper că vedeți. Voi face piciorușe scurte. În momentul în care ajung în direcția piciorușului dublu, voi face și aici un picioruș scurt și voi continua lucrând piciorușe scurte și în același timp prinzând și firul metalic. El ne va ajuta să dăm o formă florii pe care o lucrăm. Nu este greu nici acest lucru. Așa cum spuneam, întotdeauna învățăm ceva nou, întotdeauna ceea ce învățăm ne este foarte folositor, mai ales când avem aceste hobby-uri cum avem noi, croșeta, pamblica, pentru că știți că eu lucrez foarte mult și în pamblică, însă am observat că în România puține doamne lucrează în pamblică, de aceea m-am profilat foarte mult pe croșet și de aceea doresc, așa cum ați văzut în ultima perioadă, să mă adresez doamnelor începătoare, că sunt foarte multe care vor să învețe și încerc să fac tutoriale cât mai explicite,
Astfel ca dumneavoastră să puteți înțelege bine modul în care lucrăm. Așa cum spuneam și ieri, este destul de dificil să faci un tutorial, de aceea am toată admirația pentru toate doamnele care fac tutoriale, pentru că știu că în spatele fiecărui tutorial este o muncă grea, pentru că tutorialul în sine durează mult mai mult decât ceea ce vedeți dumneavoastră și cine lucrează tutoriale dedică foarte mult timp pentru a face aceste frumuseți. Acum, pentru mine aceasta nu este o meserie, cum vă spuneam, pentru mine este un hobby, ceea ce lucrez de plăcere, mă relaxează, mă ajută să înfrunt zilele care sunt unele mai bune, altele mai greoaie, însă lucrând toată tensiunea, toată greutatea zilei respective le uit lucrând în felul acesta. Și de aceea am spus, de ce nu să arăt și altora ceea ce știu să fac. Încet, încet vom înainta și în același timp, așa cum vă spuneam, vom prinde și firul metalic care ne va ajuta foarte mult. Veți vedea apoi la sfârșit ce frumusețe va ieși. Și așa cum vă spuneam, acest model de cală nu cred că are tutorial în limba română. Cel puțin eu până acum nu am văzut, pentru că și eu mă uit un pic în jur să văd ceea ce se lucrează. Am puțin timp la dispoziție, însă sunt un pic atentă și ne aleg tutorialele cu grijă, să spun așa, pentru a nu crea greutăți nimănui. Uitați-vă că încet, încet vorbind, ajungem peste puțin și la capătul acestui nou rând. Dacă voi reuși în seara aceasta, voi face un nou tutorial pentru mimoza, care și ea este o floare a primăverii, care vestește primăvara. Va fi lucrată într-un mod deosebit, nu cu croșetul, veți vedea. În caz că nu reușesc în seara aceasta, îl voi face mâine dimineață. Nu promit nimic pentru că nu știu timpii în care mă voi încadra. Și de aceea spuneam că nu știu exact dacă reușesc să-l fac în seara aceasta,
dacă nu mâine dimineață. Și acela va fi din nou pentru doamnele începătoare, pentru că mi-ar plăcea foarte mult ca în aceste zile deosebite care vor veni, peste puțin timp va fi Dragobete, va fi 1 martie, va fi 8 martie, mi-ar plăcea ca dumneavoastră să vă prezentați cu anumite lucrări, cu anumite cadouri făcute de mâna dumneavoastră și ce poate fi mai ușor decât și mai plăcut decât să faci o surpriză cuiva, cuiva drag, cu un lucru realizat de mâna ta, un lucru în care ai pus pasiune, în care ai pus iubire, în care ai pus multă răbdare și, bineînțeles, efort. Imediat ajungem și la capătul acestui rând și apoi vom continua. Veți vedea modul în care voi îndoi un pic acest fir ca să nu mă deranjeze aici. Acum voi face ultimele piciorușe scurte din acest rând. Și iată că am ajuns la capătul rândului. Acum voi scurta firul metalic. Deci îl voi tăia. Practic, voi măsura să fie egal cu prima parte. Chiar dacă nu este chiar egal, însă oricum să nu fie mare diferență. Și voi continua. Felul următor, un pic că mi s-au încălcit firele aici. Voi întoarce lucrul pe dos și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, voi face un picioruș scurt. Felul acesta, mergem de jur împrejur. Vedeți, acesta este modul de a lucra. Cum nu avem de mulțit sau de scăzut, vom lucra singure. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, care va fi în același timp și ultimul de la floarea noastră. Deci pe dosul lucrului lucrăm un rând de piciorușe scurte. Vom continua, noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului și vom închide rândul cu fir alunecat sau picioruș alunecat, cum vreți să îl numiți. Voi scurta firul alb
și voi închide lucrul în felul acesta. Apoi, bineînțeles că firele le vom ascunde. Deci aceasta este prima parte a florii, a calei noastre. Acum vom face mijlocul, partea galbenă. Pentru aceasta, așa cum v-am prezentat la început, voi folosi firul de macrame, culoare galbenă, și voi începe prin a lucra în cercul magic un număr de 10 piciorușe duble. Dar mai întâi voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Și voi face 1, 2, al treilea, și apoi continuăm până când vom obține un total de 10 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar acum vom face cel de-al 10-lea. Vom închide cercul magic și vom închide cu piciorul alunecat. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra un picioruș scurt. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, săream 1 fără să vreau, 8, 9 și al 10-lea. Iar pentru a vă fi mai ușor, acum când am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și voi lucra alte 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
și al fetelea? Acum voi face din nou un ochi de lanț și voi întoarce lucrul și voi lucra din nou 10 piciorușe scurte. Deci în corespondența fiecărui picioruș scurt vom face un nou picioruș scurt. Acestea sunt mișcările principale pe care le vom face pentru a crea pistilul, partea din mijloc a florii. Vom lucra astfel, înainte și înapoi, pe o înălțime de aproximativ, să vă spun, măsurăm cu rigla, o înălțime de aproximativ 5-6 cm. Deci vom continua în acest fel, înainte și înapoi, până când vom avea, haideți să spunem, 6 cm de înălțime. Vom continua singure, iar când vom ajunge la capăt, la capătul acestor rânduri, ne reîntâlnim și vom continua lucrul. Nu uitați, la capătul fiecărui rând veți face un ochi de lanț și apoi veți întoarce și veți lucra. Noi ne întâlnim când vom termina de lucrat acești 6 cm. Am ajuns la capătul acestor 6 cm, așa cum vă spuneam. Voi măsura cu rigla, vedeți, sunt 6 cm. Acum vom continua să închidem această parte din mijloc. O altă posibilitate era ca dumneavoastră să lucrați de jur împrejur, însă este un pic mai greu pentru doamnele începătoare. De aceea am ales această opțiune pentru dumneavoastră. Iar acum vom închide. Vom lucra piciorușe scurte și vom închide această parte din mijloc. Vedeți? În felul acesta, încet, încet, ne vom deplasa către vârful pistilului. Vom lua ochi cu ochi și încet, încet vom închide lucrarea. Când dumneavoastră veți ajunge și veți fi un pic mai experimentate, bineînțeles că atunci vă va fi mai ușor să lucrați totul la rotund, să spunem așa, de jur împrejur. Însă, acum, cum vă spuneam, pentru că mă adresez dumneavoastră, doamnelor începătoare, am ales această opțiune care să nu vă încurce, care să vă ajute să ajungeți la un rezultat satisfăcător și apoi veți vedea că la sfârșit chiar veți fi foarte mulțumite de ceea ce veți obține. Eu una așa cred. Am primit multe mesaje de la doamne începătoare. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor, doamne care sunt foarte mulțumite de faptul că lucrez și pentru dumneavoastră,
doamne care mi-au scris, aș vrea să învăț foarte multe lucruri de la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc tuturor. Este o încântare și o plăcere pentru mine să simt aceste cuvinte. După cum vedeți, am ajuns aici la capătul rândului. Aici voi tăia firul. Voi închide. Și, bineînțeles, cu acul sau cu croșetul vom ascunde firul dedesubt. Eu ascund cu croșetul pentru că, așa cum vă spuneam și repet întotdeauna, ceea ce fac, fac în mod demonstrativ pentru a da posibilitatea ca și dumneavoastră să învățați ceva nou. De aceea eu vă sfătuiesc ca dumneavoastră să coaseți cu acul, nu să închideți ca mine. Așa. Acum am făcut această parte, după cum vedeți. Eu sunt foarte încântată de ceea ce a ieșit. Vom lua partea principală a florii. Voi ascunde și acest fir alb de aici. Voi ascunde cu croșetul. După care îl voi scurta, bineînțeles. Așa. Felul acesta. Fiți atente când scurtați firele, să nu tăiați lucru. Acum aici voi aplica o parte din această tijă metalică. Voi măsura o anumită lungime. Voi tăia foarfecul. O voi introduce aici în interior și, ținând în felul acesta, voi răsuci firul metalic care ne-a rămas de la floarea propriu-zisă, de la partea albă pe care am lucrat-o. Voi răsuci în jurul acestei tije metalice. În felul acesta am lăsat și porțiunea de fir alb, care nu mă încurcă de fel. Așa, acum, ceea ce eu pe dumneavoastră vă sfătuiesc este să fie să lipiți aici un pic partea galbenă, fie să coaseți. Aceasta este las la dorința dumneavoastră. Cu firul, cu pămblicuța verde de care vă vorbeam la început, vom îmbrăca codița florii. Dacă nu dispuneți de acest tip de pămblicuță adezivă, puteți face foarte ușor această manevră, această operațiune cu fir obișnuit,
cu care lucrați dumneavoastră, poate fi firul Bravo, firul în care aveți de culoare verde. Vă fac în felul acesta, voi îmbrăca toată codița. Ajuns aici, voi tăia, voi scurta, așa. Așa cum vă spuneam, aici, dacă doriți, puteți să coaseți, dacă nu, puteți aplica un pic de lipici lichid. Eu voi aplica un pic de lipici lichid pentru a da stabilitate pistilului. În felul acesta sunt sigură că îmi va sta aici nemișcat. Voi ține un pic apăsat. Știți că acest lipici este foarte rapid, se lipește foarte ușor. Iar acum, în felul acesta, voi închide cala, floarea. În momentul în care am pus lipiciul, ați văzut că cu surplusul se lipește și partea albă. Un pic apăsat în felul acesta și uitați-vă că floarea noastră este gata. Sper să vă placă ceea ce am învățat astăzi. Sper să lucrați și dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, poate fi mai multe dintre aceste flori pot fi aranjate într-un frumos aranjament. Vedeți? Aici, deci, pot să pun buburuza pe care am lucrat-o ieri. Aceasta este prezența pe care o are. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș. Și dacă din întâmplare vedeți acest tutorial, dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să lăsați chiar și o critică, să dați un like lucrărilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și așa cum v-am spus, nu promit. Dar dacă reușesc în această seară, dacă nu mâine, voi veni cu un nou tutorial în care v-am spus, vom învăța cum să lucrăm un ram de mimoză. Vă mulțumesc din nou pentru atenție, vă doresc o după-amiază plăcută. Sunt Tatiana Andrieș și ne revedem cât mai curând. La revedere!